Bine v-am găsit! Timpul știrilor și emisia primului post Nistrean de televiziune este continuată de redacția emisiunilor în limba moldovenească. Iată care sunt principalele teme ale ediției. Sistemul educației din Nistrenia și-a îndreptățit nivelul său înalt. Astăzi, în capitală, a avut loc conferința pedagogică tradițională. Pe străzile Benderului au loc lucrări de restabilire a iluminării. Colectivul rețelelor electrice activează în ritm sporit. În Nistrenia, în anul curent, este o roadă bună de struguri, cu mare loc recoltarea soiurilor de masă. Sistemul educației din Nistrenia și-a îndreptățit nivelul său înalt. Despre aceasta a menționat astăzi, în cadrul conferinței pedagogice tradiționale, vicepreședintele Guvernului Republicii Moldovenești-Nistrenia, Natalia Nichiforov. Forumul a avut loc astăzi în capitală și a fost consacrat standardelor inovaționale ale învățământului general și profesional. La conferință au fost analizate problemele și realizările în domeniul dat, au fost trasate sarcinile de perspectivă. Vicepreședintele Guvernului a remarcat că la etapa actuală trebuie de conștientizat că procesele de optimizare a cheltuielilor de stat în ramuri educației pășesc paralel cu sursele materiale incluse în repararea bazei tehnico-materiale din instituții. Numai în Tiraspol, pentru reparația și reconstrucția obiectelor din sistemul educației în 2012 au fost cheltuite 32,2 milioane de ruble. În 2013, pentru aceste scopuri, se planifică alocarea a 40 de milioane de ruble. Dacă e să luăm în comparație cu 2011, acest indice a fost de 2,7 milioane de ruble. Sunt niște sume reale care au fost utilizate pentru acoperișuri, geamuri, clase și grădinițe noi. La conferință s-au discutat noile standarde ale învățământului general și profesional. În cadrul proiectului dat va fi luată o nouă atitudine în organizarea educației, care va fi îndreptată spre dezvoltarea abilităților fiecărei personalități, la fel și pregătirea către viața în lumea contemporană. Din septembrie curent, 19 organizații de învățământ vor fi terenuri de bază de aprobare a trecerii la noile standarde. În așa fel, în cei 2 ani rămași, sistemul educației urmează să asigure îndeplinirea complexului de cadre și condițiile tehnico-materiale necesare pentru aceasta. Cred că este un imperativ al timpului și ar trebui să facem careva schimbări în sistemul nostru de învățământ, fiindcă noile standarde sunt orientate în primul rând la intensificarea lucrului educativ, la educarea patriotismului și altor calități frumoase la copii. Se mărește numărul orelor din partea variativă și prin asta este posibilitatea mai bună ca să, într-adevăr, să contribuim la educarea copiilor și la modelarea unor cetățeni demni ai țării noastre. Astăzi la conferință au fost prezenți și oaspeți din Federația Rusă. Ei au menționat că practică asemenea program deja 2 ani. Cunoștințele și abilitățile trebuie să interacționeze în așa fel ca elevii să le poată include în practică. Va fi un bun rezultat. În Republica noastră, organizațiile învățământului general vor trece la noul standard în 2015. Specialiștii menționează că, în primul rând, va fi nevoie de recalificarea cadrelor și crearea noii baze tehnico-materiale. Любовь Кожухар, Игорь Харламов, Примул Нистрян. În casele cu multe niveluri din Tiraspol au apărut ascensoare de nouă generație. De la începutul anului, deja 3 ascensoare vechi au fost înlocuite cu cele noi, care uneori, din cauza căldurii, se deteriorează. Care este cauza? Vizionați în continuare. Vara călduroasă puțin a complicat lucrul liftierilor. Ascensoarele noi cu convertizoare de frecvență, speranța tuturor locatarilor la ridicarea temperaturii încetează să funcționeze. În așa cazuri, liftierilor li se adresează întrebarea. Ascensorul abia a fost schimbat și deja s-a stricat? Cauza este că temperatura aerului în ascensoare se ridică până la 50 de grade. Vara, din cauza temperaturilor înalte, lucrul aparatelor electronice se întrerupe. Pentru a evita supraîncălzirile, mecanicii planifică să echipeze ascensoarele cu coșuri de ventilație și ferestre. În rest, ascensoarele noi trebuie exploatate la fel ca și cele vechi. Spre exemplu, ușile ascensorului nu trebuie reținute. Aceasta poate aduce la deranjamentul programei. La noi peste 300 de ascensoare din cele 750 din oraș funcționează cu termenul de exploatare expirat. Unele e nevoie să fie schimbate, ceea ce ne străduim să o facem la timp pentru a evita problemele în viitor.
În trimestrul următor, întreprinderea planifică înlocuirea a încă două ascensoare vechi cu altele noi în casa 108 de pe strada 25 octombrie, iar până în noiembrie curent, toate ascensoarele cartierului Octombrie posibil vor fi unite la dispeceratul modern comun, fapt ce va permite controlul lucrului ascensoarelor și reacționarea operativă în caz de dereglări. Vor fi oare străzile orașului mai luminoase în ajunul sărbătorilor ce se apropie? În pofida arșiței de afară, colectivul rețelelor electrice din Bender activează în ritm sporit. Lucrările de ameliorare a iluminării străzilor orașului încep la intrarea în oraș, pe strada Chișinăului, în direcția podului peste râul Nistru. Specialiștii afirmă că iluminarea este instalată urmând tehnologii avansate. La moment sunt îndeplinite lucrări de restabilire a iluminării pe magistrala strada Chișinăului, de asemenea pe străzile Panin și a Leningradului. Întâi am instalat suportul, apoi rețelele și lămpile. Sunt instalate rețele electrice noi de la vamă către intrarea în oraș. Lungimea rețelelor date este de 1500 metri. În total vor fi instalate 44 lămpi. Pe acest sector va fi construită și o stațiune electrică de transformare. În plus, pe strada Chișinăului, Ermacov, Panin, sunt 8 sectoare pe care este necesar de a ameliora iluminarea. Însă, la moment, aici este efectuată reparație rutieră. În plus, am restabilit iluminarea pe podul de peste râul Nistru, care n-a funcționat din anul 1992, de asemenea pe podul de lângă stația de cale ferată Bender 2. Lucrările continuă pe străzile principale Lenin și Suvorov. Specialiștii rețelelor electrice vor mai examina stațiunile electrice de transformare care vor funcționa în zilele de sărbătoare. În mare majoritate, lucrările sunt îndeplinite de lucrătorii rețelelor electrice din Bender, însă ajută și colegii din Tiraspol. Pe parcurs va fi asimilat 1 milion de ruble. Lucrările vor finisa către 1 septembrie. În Grigoriopol, serviciile de apărare civilă locale și-au cizelat măestria și acțiunile în situații excepționale. În oraș, activitățile de acest fel au loc pentru prima oară. Avaria la un sector al rețelelor de gaz este convențională, la fel ca și sinistrații, însă totul este la maxim apropiat de condițiile reale, spun la instrucțiuni. Serviciile de apărare civilă locale au primit ordin de a întreprinde toate măsurile de lichidare a avariei și de a nu permite ca cineva să aibă de suferit. Activitățile date în anul curent sunt realizate pentru prima oară. Până acum n-a fost așa ceva. Pentru viitor vom face acest lucru numai rar de 2 ori pe an. Din sediul desfășurat de înlăturare a situațiilor excepționale se aud comenzi. Pompierii au înconjurat teritoriul avariei și stau de pază pregătiți, iar serviciul de gazificare caută locul cu primejdia. Noi am cizelat componența acțiunilor tuturor subdiviziunilor pentru a fi gata de a lucra foarte bine. Aceasta este o imitare a evacuării grădiniței de copii din apropiere. Toți copiii de la instituție și din casele din apropierea acesteia au fost cu succes transportați de salvatori în tabăra de campare. În același timp, specialiștii au început lichidarea avariei. Toate serviciile de reacționare urgentă au venit la timp, după sunetul dispecerului serviciului de gazificare. Lichidarea avariei a fost înfăptuită de specialiști la timpul potrivit. Instrucțiunile sunt sub controlul Comisiei pentru Situații Excepționale și șefului Administrației de Stat, care la fine au rămas mulțumiți de activitățile tuturor serviciilor. După felicitări, aceștia și-au exprimat speranța ca salvatorii să se confrunte cu astfel de situații doar în timpul instrucțiunilor. Pe parcursul multor ani, Comisia Psihologico-Medical-Pedagogică activa pe lângă Ministerul Educației. Odată cu formarea în ianuarie a noii structuri, Ministerului Protecției Sociale și a Muncii, comisia dată se află sub tutela lui. Astăzi, membrii comisiei au examinat 29 de cereri și au repartizat copiii prin instituțiile de învățământ preșcolar și general. De obicei, în ajunul noului an de învățământ, membrii comisiei examinează mai mulți copii ca de obicei. Scopul ședințelor Comisiei Medical-Psihologice, care au loc o dată în lună, este de a determina necesitățile copiilor cu sănătatea șubridă. În cadrul ei activează logopezi, defectologi și alți specialiști care examinează starea sănătății și îndreaptă copiii în instituții de profil. Spre exemplu, micuții în vârstă de 2 anișori care au dereglări în auz și vorbire sunt îndreptați la grădiniță care intră în componența școlii internat specializate. Părinții pregătesc documentele necesare din timp și le prezintă spre examinare.
În afară de îndreptare în instituțiile de învățământ, Comisia Republicană poate examina și întrebări cu caracter discutabil. În fiecare raion activează asemenea comisie și dacă părinții nu își exprimă acordul cu unele decizii primite, noi revedem plângerile și soluționăm problemele. Vârsta copiilor care trec controlul comisiei în cauză este cea mai diversă, de la 2 până la 14 ani, deoarece probleme de sănătate adesea apar pe parcursul anilor. Continuăm ediția. Locuitorii unor sate situate la granița cu Nistrenia și aflate sub jurisdicția Chișinăului sunt indignați de hotărârea Guvernului Republicii Moldova, conform căreia ei trebuie să prezinte la punctul vamal intern certificatul pentru circulația mărfii. Despre aceasta au informat zilele acestea agențiile informative în rețeaua internet. Locuitorii satelor de la frontiera punctului vamal Vadului Vodă sunt datori să confirme proveniența mărfii sale printr-un document eliberat de puterea locală. În el trebuie să fie înscrise dimensiunile terenului agricol al cetățeanului și cantitatea producției recoltate de pe el. Între timp, țăranii din satele moldovenești remarcă că la intrarea în raionul Dubăsari al Republicii Moldovenești Nistrene, vamii și nistreni nu cer certificatul dat. Din această cauză, tot mai mulți locuitori ai satelor Pârâta, Coșnița, Dorotskaya și Pogreba preferă să-și realizeze producția sa la piața din Dubăsari. În Nistrenia, în anul curent, este o roadă bună de struguri. Acum e întoi recoltarea soiurilor de masă. Comparativ cu anii trecuți, strugurii sunt mustoși și mășcați. Anul curent ține cu agrarienii. Munca viticultorilor este îndreptățită. În anul trecut aici au cules 120 centneri la hectar, adică câte 12 tone. În sezonul curent, de două ori mai mult. În mediu avem în jurul la 200 de centneri la hectar. E o roadă foarte bună a soiurilor de masă. Cultura, care are 7 ani, a atins vârsta când poate da o roadă bogată. Deja acum această gospodărie în Parcani oferă partea esențială de soiuri de masă. Pentru piața internă sunt niște volumuri mari. De aceea se străduie să trimită strugurii și peste hotare, în Rusia și Belarus. Dar aceasta e destul de complicat. Exportul este principala bătaie de cap a viticultorilor nistreni. Totul trebuie făcut prin Moldova. E vorba de o impozitare dublă. Pentru comparație, pentru a trimite la Moscova un furgon cu struguri, cheltuielile formează 12.000 de dolari. La care preț ar trebui să comercializăm producția acolo pentru a primi care va venit? Va fi comercializată poama după hotare, pe piața internă sau, în cel mai rău caz, va fi prelucrată pentru vin, oricum orice strugure trece prin mâinile harnice ale lucrătoarelor de aici. Aici roada este grijuliu aranjată în lăzi și le este încredințat acest lucru doar femeilor, care selectează fie ce strugure. În pofida tuturor greutăților cu realizarea producției, în firma agricolă din Parcani au sădit încă 5 hectare de viță de vie. E soiul bulgar Velica. E asemănător cu binecunoscutul Noua Moldova, dar se coace mai devreme. Este bine solicitat de cumpărători și de el agrarienii leagă mari speranțe. Odihna în taberele de asanare se apropie de sfârșit, însă ea continuă să fie la controlul autorităților responsabile. Recent, reprezentanții Administrației de Stat Bender au efectuat un control ordinar în tabăra sportivă de asanare Iunost. În fiecare vară, tabăra sportivă de asanare Iunost primește ospitalieri nu numai copii din oraș, ci și discipuli ai școlilor sportive, de asemenea copii din familiile apărătorilor Republicii Moldovenești Nistrene, din familii numeroase, social vulnerabile. Ne putem mândri cu această tabără, căci ea este unică în felul său. Ar fi bine să o dezvoltăm și lărgim, căci pentru sportivii din Republică este unica bază pentru asanare și antrenament. Peste câteva zile, ultimul schimb în tabără va finisa, însă specialiștii supun unui control riguros toată gospodăria taberei, îi chestionează pe copii privind la condițiile de trai. În tabără sunt pentru prima oară. Îmi place mult, mai ales cantina. Ne hrănesc foarte gustos. Bucatele sunt mereu diversificate. În tabără îmi place totul, ne scăldăm cotidian, condițiile de viață sunt minunate, practicăm sportul, avem prieteni. Comisia a apreciat pozitiv situația în tabără, mai ales că copiii sunt foarte mulțumiți de timpul petrecut aici, pe parcursul verii. În prezent, tabăra este într-o stare bună, teritoriul este curat, mai ales se evidențiază blocul alimentar. Bucătăresele sunt specialiști buni, iar bucatele minunate. Comisia a constatat că toate serviciile în tabără activează normal. Blocul alimentar este într-o stare bună. Copiii primesc hrană sănătoasă. Antrenorii îndeplinesc întocmai planul de lucru cu copiii. Pregătirea către sezonul verii 2014 va începe îndată după închiderea schimbului 3. Atât pentru această ediție. O zi bună în continuare tuturor. La revedere!
Potrivit meteorologilor, mâine 23 august se așteaptă timp variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord, plus 13, plus 15 grade, ziua plus 29, plus 31 de grade. În capitală noaptea plus 14, plus 16, ziua plus 30, plus 32 de grade.